Secretul cheii de argint. Capitolul 11. Îl conduse pe Smith până la grajdurile Baines și arătă ușa unde îl văzuse pe Tickler. Smith încercă să o deschidă, dar nu reuși. Scoase atunci din buzunar o pereche de chei și le încercă pe rând în broască. Până la urmă reuși să o deblocheze. Împinse ușa de perete, lumină scările prăfuite și începu să urce, respirând șuierător până la ultimul etaj. Acolo dădu peste o altă ușă și repetă procedeul de mai înainte. Fără mandat de percheziție, n-avea niciun drept să tulbure liniștea unui cămin englezesc, dar Smith nu se dăduse niciodată în lături să încalce legea când era în interesul justiției sau numai pentru a satisface propria curiozitate. Se trezi într-o cameră spațioasă, goală, aproape nemobilată, cu excepția unui șifonier încăpător de proastă calitate, un scaun, o masă, o oglindă mare și o carpetă. În spate, după un paravan de scândură, era amenajat un loc de spălat. Era destul de ciudat că nu exista niciun pat sau măcar o canapea. Pe perete atârna strâmb o pictură veche, înfățișând căsătoria reginei Victoria. Rama era plină de praf și mâncată pe la colțuri. Domnul Smith, care avea un foarte dezvoltat simț al ordinii, încercă să îndrepte tabloul când căzu ceva pe podea. Era o mănușă albă care conținea ceva foarte greu pentru că în cădere izbise dușumeaua cu zgomot. O luă de jos și o așeză pe masă. Mănușa era din piele de ied cu trei dungi de dantelă neagră pe partea inferioară și conținea o cheie. Da, o cheie mare, demodată de tipul acelora folosite foarte des înainte de apariția ialei. Ceea ce era deosebit la această cheie era culoarea. Fupsese vopsită în argintiu. Smith o privi gânditor. Era opera unui amator, vopseaua nu prinsese bine pe partea inferioară. Oțelul era strălucitor, semn că fusese adesea întrebuințată. Se uită la ea la lumina singurului bechior, care servea la iluminatul camerei, dar nu mai descoperi nimic nou. O puse în buzunar fără să se mai gândească la alte posibilități, când se apropie de dulap. Ușa părea să fie scoasă, să fie din același lemn care îmbrăca și pereții camerei. N-avea mâneri, iar broasca era de bine ascunsă, încât putea trece ușor neobservată. Smith era însă un tip perseverent. Crezu la început că era o încuietoare cu ială, dar după ce o încercă, văzu că avea de-a face cu o broască obișnuită. În dulap se afla un costum de haine complet, inclusiv pălărie de mătase și palton. Pe unul din rafturi erau câteva batiste, ciorap, cravate și alte mărunțișuri, nu prea grozave, însă frumos lucrate. Căută în buzunare, dar nu găsi niciun indiciu referitor la proprietarul costumului. Hainele n-aveau nicio etichetă, nici pe căptușală, nici în buzunarul de la piept. Nici măcar nasturii de la pantalon nu aveau imprimat numele croitorului. Se uită și la cămăși și erau la fel de neutre. Nu mai găsi nimic altceva, cu excepția unei sticle de parfum fin, un monoclu legat de o bandă lată de mătase și o cutie. Smith deschise și înăuntru găsi trei peruci frumos executate. Una dintre ele era învelită într-o foiță argintie, fie pentru că era cea mai nouă sau pentru că fusese proaspăt coafată. Cam ciudat, nu-i așa? Zise el cu voce tare. Da, domnule, încuvință polițaiul care tăcuse până acum. Să știi că vorbeam de unul singur, repezi Smith cu răceală. Mai făcu un tur prin cameră, însă fără rezultat. Puse totul la loc așa cum le găsise, cu excepția cheii și a mănușii. De fapt, explicația era foarte simplă. Omul era probabil actor. Faptul că Tickler se așezase în pragul casei lui și ascultase cântecul de bețiv nu însemna mare lucru, iar din punct de vedere juridic n-avea nicio valoare. Pe de altă parte, dacă explicația era atât de simplă, Smith se vedea pus într-o situație incomodă. Oricum, dacă se află, avea destule reclamații deja, pentru că mai intrase și altă dată fără mandat în casele oamenilor. Ieși încuie ușa, coborâ scările și se îndreptă tăcut către Portland, urmat de sergentul de stradă. Își dădea seama că jandarmul ar putea fi un martor în cazul în care comisarul ar fi mirosit ceva. Cred că asta-i tot, îi se adresă el sergentului. Nu o să-ți fac raport. Se mai întâmplă să uiți câteodată. Uite, de exemplu și eu, ieri când am plecat de acasă am uitat să-mi iau pipa.
Jandarmul bălmăji niște scuze, vădit surprins. Cu toate astea era suficient de inteligent să-și dea seama de motivul acestei bruște schimbări de atitudine. Sper că nu o să se întâmple nimic, domnule, că ați intrat acolo fără mandat. Știți, vă întreb pentru că eu sunt la începutul carierei, de-abia am intrat în poliție și... Smith îl măsura atent cu privirea. Am intrat în casă fără nicio problemă pentru că tu mi-ai raportat că se întâmplă ceva suspect. Mi-ai spus că aveai toate motivele să crezi că ucigașul se ascunde în podul ăla. Sergentul rămase cu gura căscată. Deci, dacă iese ceva, îi preciză Smith, suntem implicați amândoi. Și al cui cuvânt crezi că o să cântărească mai greu? Acum du-te acasă și ține-ți gura. O să-ți vină destul de ușor. Din câte am constatat, nu ești prea vorbăreț, îi replică Smith luându-l peste picior. Încuie cheia și mănușa albă într-unul din sertarele biroului său de la Scotland Yard. Nu era nimic deosebit cu niciunul dintre obiecte. Smith le-ar fi schimbat bucuros pe un încărcător cu cartușe de genul celor găsite în corpul bietului Tickler. Oricum, în sinea sa era mulțumit că reușise să facă o legătură între apartamentul din Baines Mews și crimă. În ceea ce privește costumul, nu era mare lucru. Însemna cel mult că un filfizon, din motive pe care numai el putea să le știe, voia să aibă un loc ascuns unde să se schimbe, fără să mai fie nevoit să mai tragă pe acasă. Astfel de lucruri erau destul de obișnuite în cartierul estic londonesc, ca de altfel în orice cartier estic dintr-un mare oraș. Se mira totuși că nu există niciun pat, deși asta era o altă dovadă că apartamentul era nelocuit. Cu toate acestea, dacă detectivul ar fi fost îndestat cu un anume simț care să-i permită să prevadă viitorul, ar fi știut un fir important care va dezlega până la urmă tot acest mister. Secretul cheii de argint. Capitolul 12. Petrecerea la care fusese invitată Mary Lane era foarte plicticoasă, deși majoritatea invitaților erau tineri și tinere cam de vârsta ei. Trei dintre fete se hliziseră toată seara pe înfundate, pretinzând că aveau ele un secret al lor, iar băieții erau lăudăroși și insipizi. Fata fu bucuroasă să scape, pretextând că a doua zi are matineu. Mary locuia într-un bloc elegant din Mary Lane Broad Road. Cele trei camere mici și o bucătărioară o făceau să se simtă independentă și stăpână pe propriul ei cămin. Primea rar vizite și aproape niciodată vizite masculine. Oaspeții ei nu întârziau niciodată până pe înserate. De aceea a fost foarte mirată când liftierul anunță că un domn tocmai urcase până la apartamentul ei. Nu, domnișoară, nu l-am văzut până acum. Nu este domnul Allenby, dar a spus că vă cunoaște. Îi deschise ușa de la lift și o însoți de-a lungul coridorului. Spre surprinderea sa, îl zădi pe Leo Moran, care sunase probabil la sonerie de mai multe ori, iar acum se întorcea la ascensor. Mă scuzați că vă deranjez la o oră atât de târzie, domnișoară Lane, dar sper că mă veți înțelege după ce vă voi povesti că este vorba de o problemă de viață și de moarte. Am insistat să sun, dar camerista cred că a dormit. Mary Lane zâmbi. Nu am așa ceva, îi spuse ea. Situația era destul de stânjenitoare. Pe de o parte nu putea să-l invite în casă, iar pe de altă parte nu-l putea lua pe liftier de dramă de companie, așa că recurse la un compromis, invitându-l pe bancher în apartament, dar lăsând ușa deschisă. Moran era nervos, avea o voce răgușită, iar mâna în care ținea un plic mare îi tremura vizibil. Nu v-aș fi deranjat, dar am primit o scrisoare îngrijorătoare din partea unui agent de-al meu. Îl cunoștea pe Moran, deși nu-l considerase niciodată prieten și ori de câte ori îl găsea în cabină, îi striga cheful. Tocmai intrase în posesia rentei anuale pe care o depusese la banca lui Leon Moran. O să fiu cât se poate de sincer cu dumneavoastră, domnișoară Lane, spuse el, vorbind precipitat și nervos. Este o problemă care mă privește în întregime, în sensul că sunt singurul responsabil. Doar un singur om mă poate scoate din încurcătură, iar acesta este tocmai persoana pe care am dorit să o evit cel mai mult, tutorele dumneavoastră, Harvey Lane. Fata rămase mai mult decât uimită, aproape că nu îi venea să creadă că aceste vorbe fusese rostite de calmul și imperturbabilul Moran. Da, sigur, dacă vă pot ajuta cu ceva, îi răspunse, întrebându-se ce va urma mai departe.
Este vorba de niște acțiuni pe care le-am achiziționat în numele unui client al băncii. Domnul Line a semnat acordul de transfer. S-a constatat însă că trebuie să semnați și dumneavoastră, deoarece reprezentau inițial o parte a stocului lăsat în custodia dumneavoastră. Aș putea adăuga că valoarea stocului este exact aceeași sau aproape aceeași cu cea care o avusese atunci când a fost preluat. N-aveți nevoie decât de o semnătură? Ah, am crezut că este vorba de ceva cu mult mai valoros, râse fata. Puse hârtia pe masă, era fără îndoială un transfer de stoc, mai văzuse până acum și alte documente de acest fel. Îi arătă unde trebuie să semneze, iar Mary observă că și bătrânul Lain semnase cu o căsuță mai sus. Ei, asta a fost tot, răsuflă Moran ușurat. Veți crede că sunt poate un neocioplit să dau buzna la ora asta. Nici nu vă puteți închipui ce mult m-ați ajutat. Altfel ar fi însemnat că scosesem banii din bancă fără să am acordul necesar. Iar dacă bătrânul Line ar muri mâine, acest transfer ar fi putut deveni nul. Fata strâmbă din nas. Chiar s-ar putea să moară mâine? Cine știe, este destul de în vârstă, zise Moran fără alte comentarii și întinse mâna. Noapte bună și încă o dată mii de mulțumiri. Închise ușa după el, se duse în bucătărie să-și prepară o ciocolată înainte de culcare. Întârzie mult lângă ceașca fierbinte, sorbind din când în când și încercând să descopere ceva sinistru în această vizită nocturnă. Până la urmă, renunță. Și dacă Harvey Line o să moară mâine? După cât era de agitat, Moran, ai fi zis că bătrânul era deja în comă, deși ultima oară când îl văzuse era în deplinătatea facultăților sale mentale. Tocmai își lua micul dejun a doua zi de dimineață când primi un telefon de la Dick Ellenby care îi povesti ce se întâmplase. Îl ascultă neîncrezătoare, fiind convinsă că glumește, până ce-i pomeni de vizita a lui Smith. Vai, domnul meu, este groaznic, îl compătimi fata. Smith mi-a spus că e mai bine că s-a întâmplat așa, iar Moran n-a zis nimic. Era și el acolo, se interesează ea. Da, dar de ce mă întrebi? Ezită o clipă înainte să-i răspundă. Era clar că Moran n-ar fi vrut să se afle despre vizita lui de la miez de noapte. A, nu, nimic, te-am întrebat doar așa. Dar știi, n-ai vrea să treci pe la mine să mai discutăm? Într-o jumătate de oră se înființă la ușă, stăpând pe el și bine dispus, după cum observă fata. Nu e chiar atât de grav pe cât pare, spus el. Dacă ar fi furat-o ca să pună mâna pe patent, așa cum crede Smith, o să aibă parte de o mare dezamăgire. Am obținut deja brevetul de invenție. Am primit azi dimineață un telefon de confirmare din Germania. Se întrerupse deoarece auzi o bătaie în ușă. Mary se scuză față de Dick, explicându-i că nu primește oaspeți atât de matinal, dar Mike Hennessy telefonase mai înainte și ceruse permisiunea să o viziteze. Mike era stânjenit să dea cu ochii de Dick Ellenby. Era evident că nu se așteptase să-l găsească acolo. Mike Hennessy avea o față lătăreață cu trăsături groaie, ochi somnoroși și mișcări lascive ca de pisică. Nu avusese niciodată o mină prea sănătoasă, dar de data asta, observă fata, era complet terminat. Mike dădu din cap. Am avut o noapte grea, zise el. Până dimineața, domnule Ellenby. Vă rog să nu plecați, n-am nimic personal de discutat, am vrut să vorbesc cu domnișoara în legătură cu piesa noastră. S-a terminat, nu o să se mai joace. Slavă Domnului, se bucură Mary, e cea mai bună veste pe care am aflat-o de luni de zile. Pentru mine este cea mai proastă, mormăie el. Nu te mai finanțează domnul Worth? Nici nu știa cât era de aproape de adevăr. Cecul săptămânal al domnului Worth, care trebuia să sosească cu o zi înainte, se lăsa așteptat, iar Mike nu vrea să riște. Diseară o să-i anunț pe toți că sâmbătă este ultimul spectacol. Oricum am avut norocul să... Mi-aș fi dorit o ofertă mai bună decât cea de săptămâna trecută. Era foarte nervos, de-abia mai putea să stăpânească, tremura din cap până în picioare, parcă mai rău ca Moran. Se ridică de pe scaun, se duse la fereastră, se întoarse, se așeză, se ridică din nou peste puțin timp. Cine-i tipul ăsta, Worth? Cu ce se ocupă? Întrebă Dick. Nu știu, învârtește afaceri la Coventry. Mă gândeam să mă duc astăzi pe acolo. De fapt, începul brusc, mâine trebuie să plătesc artiștii și n-am destui bani în bancă. Poate fac rost azi de ceva și atunci s-a rezolvat totul. Mary, tu trebuie să iei cei mai mulți dintre toți, așa că te-aș ruga să mă păzuiești până săptămâna viitoare dacă lucrurile ies prost.
Fetei nu-i venea să creadă. Întotdeauna piesele lui Mike erau un mare semn de întrebare în privința banilor, dar stâncile destinului se afla sub auspiciile celui mai distins patronaș și toată lumea știa că, indiferent ce ar fi, banii erau asigurați. Da, sigur, Mike, îi răspunsea, dar sper că domnul Worth n-a dat faliment. Nu, n-aș crede, e un om foarte ciudat, zise Mike vag. Nu preciză în ce consta această ciudățenie. Se ridică de pe scaun și plecă în grabă. Tipul ăsta are ceva, constată Dick. Vrei să spui că e bolnav? Nu, are ceva pe suflet. Cred că a dat de bucluc. Una din cauze ar putea să fie domnul Worth și cecul său mult așteptat. Dar mai este ceva. Se ridică. Hai să luăm prânzul în oraș, o invită el, dar Mary îl refuză. Prefera să stea acasă, plecase de la petrecere spunând că avea matineu și n-avea chef să fie văzută în public. Dick se duse la Scotland Yard și l-așteptă o jumătate de oră pe Smith. N-avea vești importante, se transmisese o descriere a puștii furate și asta era tot. Asta nu o să-ți fie de niciun folos. Nu cred că o să încerce să o vândă sau să o amaneteze în Caledonian Market, îi zise Smith. Apoi le întrebă ca din senin. Îl cunoști pe domnul Washington Worth? Am auzit de el. L-ai întâlnit? Știu că de multe petreceri. Dick zâmbi. Eu n-am fost invitat la niciuna. Cheamă doar anumite persoane din câte știu eu. Smith încuvință din cap. M-am interesat la hotelul Kellner. Nu știu nimic despre el decât că plătește întotdeauna cu bani gheață. Frecventează hotelul de 3 ani, comandă cât un apartament ori de câte ori are chef și lasă pregătirea a mesei și alegerea orchestrei pe seama șefului de salon. Asta e tot ce știu despre el. A, și că în privința banilor nu sunt niciodată probleme. De fapt, pe ei asta îi interesează. Dar pe tine ce te interesează, întrebă Dick și povesti despre agitația lui Mike Hennessy. Smith ciuli urechile. Deci are cont în bancă, probabil în Midlands. N-o să înțeleg niciodată de ce negustorii cu venituri sigure investesc în teatru. Asta e o nebunie care a devenit foarte la modă, mai ales după război. Lasă, o să-ți explice Mike dacă vrei, îi sugeră Dick Allenby. Domnul Smith își țuguie buzele. Ți-a ieșit găsit să ne spună Mike ceva. Tipul ăsta n-ar recunoaște nici că are 5 degete la mână. Îl știu eu cum e. Oricum, este în legătură cu Washington Worth, adăugă Dick. Îi finanțează piesa. Cum nu găsic pe nimeni cu care să ia prânzul, se hotărâ să meargă la Snell, care era un club select și distins. Acolo te puteai aștepta numai la lucruri bune, cu excepția a 2 sau 3 membri pe care Dick Allenby nu-i prea avea la stomac. Gerald Donford și Jules stăteau la o măsuță lângă fereastră. Jules îl salută înclinând în cap, dar Jerry se feri cât posibil să dea ochii cu el. Tocmai se așezaseră la masă când sosi Allenby, iar Jules evită cu multă abilitate să discute despre subiectul care interesa așa de mult pe prietenul său. Vorbea despre trecătorii de pe stradă, comenta asupra mașinilor, amintea apoi conferința militară care era în curs, de petrecerea care fusese noaptea trecută, de orice în afară de... Ei, ia spune, ce-i cu pușca? Întrebă nerăbdător Jerry. Pușca? La ce pușcă te referi? Jules își luă o figură cât mai nedumerită, apoi se rezemă de spătarul scaunului și chicotii. Ce bine că ai venit azi, voiam să te văd neapărat, afacerea despre care am vorbit nu mai este de actualitate. Ce vrei să spui? Îl întrebă Jerry albindu-se la față. Vreau să spun că patronii mei, mai bine zis patronii patronilor mei, s-au hotărât să renunțe. Știi, am aflat că toate părțile cheii ale puștii erau protejate prin brevet, tocmai în acele țări unde invenția ar fi fost cea mai rentabilă. Jerry îl privi mut de mânie. Vrei să spui că nu mai ai ce face cu ea? Jul în cuvință din cap. Vreau să spun că nu mai este nevoie să-ți mai asumi niciun risc și acum să ne gândim la alte posibilități de a face rost de bani. Dracu s-o ia de posibilitate, se repezi Dick înfuriat. Am luat deja pușca. Am luat-o azi noapte. Jules își mângâia bărbia proaspăt bărbierită, privindu-l gânditor pe însoțitorul său. Asta-i cam neplăcut, recunosc cu el. Ai luat-o din atelier, nu-i așa? E clar că nu mai poți să o pui la loc. Te sfătuiesc să te duci cu mașina undeva în afara Londrei și să o arunci într-o mlaștină cât mai adâncă, sau mai bine în râu, undeva între Temple Lock și Hebledin. Vrei să spui, Jerry aproape că răgușise de indignare, că am riscat atâta pe degeaba? Jules dădu neputincios din cap. Îmi pare rău, știi, patronii mei,
La dracu cu patronii tăi, mi-ai garantat că dacă iau pușca am de câteva mii. Jules zâmbi, iar acum, dragul meu, îți garantez că nu mai pot să-ți dau niciun ban pe pușcă. Ai avut ghinion, îmi pare rău. Dacă ai fi făcut-o de la început, de când ți-am spus, totul ar fi fost rezolvat, iar tu ți-ai fi văzut bani în buzunar. Acum este, din păcate, prea târziu. Se aplecă spre Jerry și îl bătu pe umăr ca pe un copil. N-are rost să reacționezi prostește. Hai să ne gândim și la alte căi să vedem ce am mai putea face. Jerry Dornford era terminat. Îl cunoștea prea bine pe Harvey Line. Știa că dacă i-ar fi dat 2000 de lire, bătrânul ar fi înhățat banii și l-ar mai fi păsit un timp pentru restul. Harvey nu rezistă niciodată când e vorba despre bani gheață. Îi venea să-l apuce de gulă pe ticălosul ăsta din fața sa și să-l arunce pe fereastră. Avea o privire criminală când se uită în ochii rotunși și căprii a lui Jules. Dar Jerry Dornford nu uita niciodată că este un gentleman și, prin urmare, trebuia să știe să stăpânească, să-și păstreze sângele rece. Ei, asta este, declară el, comandă-mi ceva de băut, sunt puțin cam răvășit. Jules bătea nervos cu degetele masă. Prietenul nostru, Allenby, este la a treia masă, pe dreapta. N-ar fi o idee bună să te duci acolo să-i spui, știi, ha-ha-ha, am vrut să-ți fac o glumă. Ce, ești nebun? Îl întrerupse Jerry. Azi noapte m-a sunat și m-a întrebat dacă pușca e la mine. A chemat și poliția. Azi dimineață m-a vizitat Smith. Așa deci, zise Jules înțepat. Păcat, uite-ți friptura. Au întârziat mult timp în salon când continuăm discuția la o cafea. După un timp îl văzură pe Dick părăsind clubul și traversând strada St. James. Deștept tipul, spuse Jules entuziasmat. Știu că nu mă înghite. Am uitat cum m-a făcut după ultima noastră discuție, dar țin minte că era un cuvânt insultător. Cu toate astea îmi place, îi admir foarte mult pe tipii deștepți, nu-i nimic mai amuzant ca inteligența. În timp ce Dick de-abia ieșise de la club, Mary îl căuta disperată la telefon. Sună și la unul din cluburile pe care le frecventa după amiaza, dar fără succes, avea mare nevoie de sfatul lui. În timp ce completa mișcecuri care acopereau cheltuielile zilnice, primi un mesaj foarte ciudat. Fu adus de un băiat jegos care își lăsase amprentele slinoase pe pic. Un domn în vârstă mi-a zis să-l aduc aici, îi spuse acesta cu accentul lui de Mahala. Un domn în vârstă? Se uită pe plic. Numele și adresa erau scrise de o mână tremurată. Deși nu cunoștea scrisul lui Harvey Lee, își dădu seama, sau mai bine zis ghici, despre ce era vorba. Băiatul îi explicase că dusese un pachet la numărul 19 și îl văzuse pe bătrân în ușă, sprijinit într-un baston. Era îmbrăcat în halat și ținea scrisoarea în mână. Îl chemase pe băiat, îi dăduse o jumătate de coroană, ceea ce era de necrezut pentru Harvey, și spuse să aducă imediat scrisoarea. În cele din urmă o deschise. Era scrisă cu creionul pe spatele unei foi de hârtie acoperită cu cifre bătute la mașină. Adu-mi-l imediat pe Moran la ora 3 după amiaza asta. M-am întâlnit cu el acum 2 zile și nu-s mulțumit. Adu și un ofițer de poliție. Aici era scris pe deasupra un cuvânt pe care fata de-abia putut să-l descifreze. Smith, nu trebuie să mai afle nimeni de asta. Este foarte urgent. Semnătura era HL. Băiatul nu mai știa nimic altceva. Ar fi fost simplu să-l sune pe domnul Line, dar bătrânul nu putea suferi telefonul și nici nu și instalase așa ceva. Se uită la ceas, era trecut de ora 2 și de 10 minute încerca nebunită să dea de Dick. Pe Smith nu-l prea cunoștea și ca orice femeie nu era prea încântată să ia legătura direct cu poliția. Îl căută pe Moran la bancă, dar i se spuse că plecase acasă. Nu era nicăieri, nici la club. Acasă anunțase că lipsește 2 sau 3 săptămâni. Obținuse permisiunea pentru concediu, probabil. Era însă curios că de la bancă îi se spusese cu totul altceva, și anume că domnul Moran plecase acasă mai devreme, ceea ce constatase că nu era adevărat, pentru că funcționarii cu care vorbea fu întrerupt de o voce autoritară. La telefon este contabil șef, domnișoara Lane. Doriți să vorbiți cu domnul Moran? Azi nu a venit la servici. A obținut permisiunea să plece în concediu? Nu-i așa? Se interesă fata. Nu știu nimic. Doar că a cerut permisiunea să plece, dar nu cred că a plecat. De fapt, sunt sigur. Am deschis toate scrisorile azi dimineață.
Puse la loc receptorul uimită, stătea la fereastră gândindu-se ce avea de făcut când spre bucuria ei sună telefonul. Era Dick Allenby, care se întoarse acasă de la clubul Snell și aflase că fusese căutat. E chiar foarte ciudat, remarcă el după ce citi scrisoarea. O să încerc să-l găsesc pe Smith, scumpa mea. Cel mai bun lucru este să ne întâlnim într-un sfert de oră în stația de metro Baker Street. Poate reușesc să-l aduc și pe Smith. Fata a ajuns acolo puțin mai devreme și aștepta vreo 10 minute când Dick sosi vijelios într-un taxi. Zări pe bancheta din spate statura impunătoare a lui Smith. Se urcă și se așeză lângă detectiv. Dick îi lămuri pe șoferul unde voiau să ajungă, după care se așeză în fața lor. Totul devine din ce în ce mai misterios, zise el. Dați-mi scrisoarea. Fata l-ascultă și Smith întoarse hârtia pe toate părțile. E bine, ăsta e un extras de cont, fluierel. Puh, ce sume, cred că bătrânul a luat o razna. Mary nu dăduse atenție la cifrele alea bătute la mașină. Peste 200 de mii de lire, bani gheață și nu știu câte sute de mii în acțiuni? Ce rost avea să trimite scrisoarea asta? Presupun că nu l-ați găsit pe Moran. Fata încuvință din cap. Smith examină cu atenție hârtia. E orb? Întrebă el. Aproape, spuse Dick, deși nu recunoaște adevărul, că nu poate deosebi un om de altul. Ăsta e scrisul lui. Am primit o notiță foarte dură de la el săptămâna trecută. L-ai găsit pe Moran? Mary făcu semn senin că nu. Nu știe nimeni unde e. Azi n-a fost la bancă și nu este nici la casă, preciză ea. Smith împături scrisoarea și o dădu înapoi. După câte îmi dau seama, nu are neapărat nevoie de mine, ba chiar cred că nu are nevoie deloc. Dacă nu-l aducem pe Moran, se gândi detectivul. Ajunseră la Naylor's Crescent și căzură de acord că Smith, ca Smith să rămână în taxi în timp ce ei vor discuta cu bătrânul. Lyne nu era acasă. Un servitor din vecini deschise ușa și le spuse: bateți degeaba, nu-i nimeni. Domnul Lyne a plecat cu căruciorul acum o oră. Unde? Nu primi niciun răspuns. Noroc cu Mary, care cunoștea mai bine obiceiurile casei. Se duc mereu în același loc, în grădinile rezervate din parc. Sunt numai 5 minute de aici. Nu aveau nevoie de taxi, așa că Dick îi plăti șoferului. Tocmai când traversau strada, o mașină groaie trecu pe lângă ei și Dick reuși să zărească cu coada ochiului pe cel de la volan. Era Jerry Donford. Mașina era foarte veche și zgomotoasă, iar țeava de eșapament umplu întreaga stradă de fum și scântei. Încetini un moment, apoi prinse viteză și se depărtă. Precis o să-l amendeze. Este imposibil să nu atragă atenția vreunui poliței cu zgomotul ăsta, remarcă Smith. Iată că se zărea scaunul cu rotile. Binei stătea pe taburetul lui pliant, cu un ziar desfășurat pe genunchi și cu o pereche de ochelari cu rame aurite pe nas. Poarta grădinii era încuiată, iar servitorul nu-i zări imediat. Cred că doarme, domnule, spuse el. Și asta e cam neobișnuit pentru domnul Lyne. Dacă încerc să miscă unelul din loc după ce a țipit, este vai de capul meu. Și la trei trebuie să fie acasă. Bătrânul Harvey Lyne stătea impasibil cu bărbia sprijinită în piept, cu ochelarele săi cu lentile groase fumurii proptiți pe nasul lui coroiat. Avea mănuși, iar mâinile sale împreunate se odihnau pe pătura care îi acoperea genunchii. Bine își plie scaunul și îl atârnă într-un cui pe spatele căruciorului cu rotire. Nu credeți că ar trebui să-l trezim? Mary se apropie de el. Domnule Lyne, îl strigă ea. Îl strigă din nou, dar nu primi niciun răspuns. Smith, care stătea la distanță, veni lângă ea. Se învârti în jurul scaunului, apoi se propti în fața bătrânului și deschise pantonul la gât. Apoi îl închise la loc și, spre surprinderea lui Mary, o luă ușor de braț. Cred că e mai bine să plecați. O să trec eu pe la dumneavoastră peste o jumătate de oră, îi spuse el. Îi vorbea pe un ton neobișnuit de blând. Fata se uită la el și simți că îi vine rău. E mort? Întrebă de-abia șoptit. Smith încuvință din cap și o conduse spre poartă. După ce se îndepărtă, îi se adresă lui Dick. A fost împușcat în ceafă, uite, spuse el deschizând haina bătrânului. Dick asistă încă o dată la un spectacol. Secretul cheii de argint. Capitolul 13. Ambulanța tocmai plecase. În biroul bătrânului se aflau patru bărbați. Binnie era unul dintre ei, celălalt în afară de Smith și Dick
Dick Allenby era inspectorul de cartier. Smith se întoarse către servitor care era verde la față. Hai, băiete, spune-ne ce s-a întâmplat, îl îndemnă el. Nu știu, este îngrozitor, nu mă așteptam. L-a vizitat cineva? Nimeni din câte știu. Unde se afla la ora 1? În camera lui, domnule, chiar pe scaunul unde stați acum, răspunse Bini. Scria ceva, a stupat cu mâna lui când am intrat. N-am văzut ce era. Era probabil scrisoarea către domnișoara Lyne, zise detectivul. Scria mereu notițe de felul ăsta? Bini dădu negativ din cap. Bine, dar când scria vreo depeșă, tu i-o duceai la destinație? Nu, domnule, nu întotdeauna. Domnul Lyne, bietul de el, era un om foarte suspicios. Nu prea vedea bine și avea impresia că oamenii trag cu urechea pe la uși și citesc scrisorile. Când avea nevoie să trimite corespondența, chema de obicei pe cineva de pe stradă. Oricum, asta nu se întâmpla prea des. Cine l-a vizitat în ultima vreme? Ieri seară a venit domnul Dornford. S-au certat rău de tot, cred că din cauza banilor. Cum adică rău de tot? Se interesă Smith. Domnul Lyne m-a pus să-l dau afară pe ușă. Smith își notă. Și mai cine? Bine se gândi. Domnul Moran a trecut pe aici acum 2 zile. Da, așa este, a venit să-l vadă în legătură cu niște probleme financiare. A, da, a fost și domnișoara Lane. În general nu prea primim atâtea vizite. Smith își notă din nou. Notițele lui erau pline de prescurtări indeșifrabile pentru Dick Allenby, care încerca degeaba să priceapă ceva. Spune-ne, ce s-a întâmplat astăzi? Ieșați de obicei după amiaza? Da, domnule, dar pe la prânz domnul Lyne a spus că nu mai vrea să iasă. De fapt, mi-a spus să-mi văd de treabă, pentru că așteaptă niște persoane pe la 3. În jur de ora 2 s-au răzgândit și a spus că vrea să ieșim. L-am dus cu scaunul pe rotile până în grădină și am citit un proces. Vrei să spui un proces ca la tribunal? Da, domnule, îi plăcea să-i se citească despre cămătarii care își dau datornicii în judecată. Azi dimineață era vorba de... A, te referi la orice fel de proces penal? Bine, încuvința. A spus ceva când erați în parc? A făcut vreo aluzie? Nu, nimic important. După un sfert de oră mi-a spus să-i ridic gulerul fiindcă era curent. M-am așezat și am început să-i citesc până când am crezut că a dormit. N-ai auzit niciun zgomot? Se gândi o clipă. Ba da, am auzit o mașină care a trecut prin apropiere. Pentru moment, atât Smith cât și Dick uitaseră de mașina lui Gerard Dornford. N-ai auzit nimic asemănător unei împușcături? Bine-i dădu negativ din cap. Nimic, doar uruitul mașinii. Dar domnul Lyne nu s-a mișcat, n-a vorbit, n-a scos niciun sunet. Nu, domnule. Smith își sprijini coatele de masă. Și acum aș vrea să fii atent, Bini. Cam cât timp a trecut de când i-ai vorbit ultima dată domnului Lyne și până l-am descoperit noi? Cam 10 minute, domnule, zise Bini preocupat. Unul din paznicii parcului i-a dat bună ziua, dar n-a răspuns. Atunci am crezut că a adormit și nu i-am mai citit. Și acum aș vrea să-mi arăți casa, zise Smith ridicându-se. Bini îl conduse mai întâi în bucătărie, care dădea într-un dormitor, îi explică lui Smith că soția lui era la țară, la niște rude, dar asta n-avea nicio importanță pentru Lyne, deoarece Bini se ocupa acum de toate. Ca să vă spun drept, domnule, soția mea este cam bețivă, se scuze el, și mă bucur că nu stă aici. În bucătărie era cam dezordine. Smith văzut ceva pe podea, se aplecă și luă o bucată triunghiulară de sticlă de sub masa de lângă fereastră. Se uită atent și observă că geamul fusese înlocuit de curând. Ce s-a întâmplat aici? Întrebă el. Bini ezită. Știți, domnul Lyne nu vrea să se afle despre asta. Acum câteva nopți cineva a spart geamul și a deschis fereastra. Un hoț? Domnul Lyne credea că a încercat să pătrundă înăuntru. N-am chemat poliția pentru că nu m-a lăsat, se grăbi el să adauge. Apoi au urcat la etaj, în camera din față. Era o singură cameră mare la fiecare etaj, deși fiecare se putea împărți în două, pilind niște uși. Camera de sus fusese dormitorul lui Lyne, dar nu descoperi nimic deosebit acolo. Inspectorul de cartier cu alți 2 oameni ai săi vor face o percheziție prin lucrurile bătrânului. Smith luase cheile din buzunarul victimei. Se uitase deja în safe fără să găsească ceva interesant. Revenirea în birou. Smith căzu pe gânduri, uitându-se fix pe fereastră și bătând cu degetele în masă.
Apoi îi spuse ca pentru sine: americanul ăla care pleacă mâine la New York ne-ar putea ajuta. Ar fi bine să mă consult cu el. Despre cine e vorba, se interesă de curios? Despre John Kelly. Este șeful brigăzii de detectivi din Chicago. S-ar putea să ne dea un indiciu. Oricum, merită să încercăm. Se uită la ceas. Mă întreb dacă mai avem vreo veste referitoare la Moran. Mă duc la el acasă, sper să găsesc cel puțin un servitor care să mă lămurească. Eu nu cred, zise Dick. Mi-a spus că pleacă și m-a rugat să am grijă de scrisorile lui. A zis că o să-mi trimită cheia de la apartament. Dacă vrei, te conduc. Îngrijitorul lui Moran le dădu însă o informație foarte prețioasă. Bancherul plecase cu o oră înainte. E sigur? Întrebă Dick neîncrezător. N-a plecat cumva azi dimineață? Omul era foarte bine informat. Nu, domnule. A lipsit toată dimineața, dar practic n-a plecat până în jur de ora 3:30. Dumneavoastră sunteți domnul Allenby, i se adresă lui Dick. Trebuie să vă trimit o scrisoare. Intră în birou, deschise cutia și scoase un plic ștampilat pe care îl înmână tânărului. Conținea câteva rânduri scrise probabil în grabă și cheia. Am plecat. Bestiile m-au refuzat. Cine sunt bestiile? Se întrebă Smith. Cred că se referă la șefii lui. Mi-a spus că pleacă în vacanță sau cu sau fără acordul lor. Din câte se putea constata, Moran plecase în grabă. În casă era mare dezordine. Pe marginea patului atârna o vestă în care se afla ceasul său, o tabacheră de aur și aproximativ 10 lire gheață. Își schimbă hainele în fugă și uitase probabil să-și golească buzunarele. Un alt fapt deosebit era că fereastra care dădea spre parc rămăsese deschisă. Nu observ nimic? Îl întrebă Smith. Ba da, răspunse acesta cuprinse un fior de gheață pe șira spinării. De la fereastră se vedea perfect nu numai parcul, ci și locul exact în care fusese ucis Harvey Lyne. Smith examină atent podeaua de lângă fereastră, fără să descopere nimic. Trecu apoi în elegantul dormitor al lui Moran și începu să cotrobe. Când deschise ușa de la dulap, căzu ceva. Noroc că întinse mâna înainte să ajungă la podea. Era o pușcă marca Lee Enfield, mai avea una în sertarul de jos, alături de o jumătate de duzină de cutii cilindrice negre și lungi. Smith deschise percutorul și trase pe nas. Nu se simțea nimic. Chiar dacă fusese întrebuințată de curând, arma era curățată perfect. Procedă la fel și cu a doua, dar cu același rezultat. Se uita apoi la cutii. Ce-i cu ăștia? Zise el. Dick îl privi cu atenție. Sunt amortizori, explică el. Știi că Moran este foarte pasionat de puști și lucruri de genul ăsta. Mi-a cerut sfatul o dată sau de două ori și m-a îndemnat să mă apuc și eu să fabric așa ceva. Nu uita, Smith. Domnul Moran știe să ochească foarte bine. A candidat pentru marele premiu la Bisley, iar tirul este pentru el cea mai mare distracție. Da, grozav, n-am ce zice, comentă Smith pe un ton sec. Căută în dulap și în sertare după cartușe, dar nu găsi nimic. Încărcătoarele erau goale, în apartament nu se găsi nici urmă de cartuș folosit. Smith se întoarse la fereastră și calculă distanța care separa camera de locul crimei. Mai puțin de 200 de iarzi, își dădu cu părerea. Da, cam așa în cuviță, Dick. Moran nu-și luase valetul cu el. Smith obținua adresa acestuia de la îngrijitor și telegrafie să se prezinte imediat la poliție. Mai bine te duce la domnișoara Lane. Cred că au apucat-o istericalele până acum. Mă îndoiesc, îl repezi Dick pe un ton tăios. O să trec totuși pe la ea. Tu unde te duci? Smith zâmbi cu subînțeles. Oare de ce? Secretul cheii de argint, capitolul 14. Banca se închisese pentru public. Sună la sonerie și fu admis înăuntru. Contabilul, șeful de personal și alți 2-3 funcționari erau de serviciu. Discută cu contabilul în biroul acestuia. Nu știu nimic despre domnul Moran decât că a cerut permisiunea să plece și a fost refuzat. Am aflat asta pentru că scrisoarea de la Banca Centrală nu era adresată personal, așa că mi-am permis să o deschid. I-am comunicat la telefon, dar n-a făcut niciun comentariu. A anunțat doar că o să lipsească azi. Ați înștiințat Banca Centrală? Nu, nu se întreprinsese nimic în sensul acesta.
Nu era un lucru prea neobișnuit. Directorii de bancă își mai luau câteodată liber și oricum nu se interesase de el niciun șef. Sigur, o să menționez în raportul meu zilnic, zise contabilul. Ca să vă spun cinstit, eu am impresia că domnul Moran s-a dus în oraș și a discutat cu directorul Băncii Centrale. Am presupus că a reușit probabil să-l convingă. Dar s-a întâmplat ceva cu domnul Moran? Întrebă el vădit îngrijorat. Sper că nu, spuse Smith. Are și el cont la această bancă? Da, dar destul de mic, explică funcționarul. Acum câțiva ani au ieșit niște discuții în legătură cu unele speculații la bursă, așa că bănuiesc că domnul Moran nu-și mai depozitează banii la noi ca să nu se afle ce afacere are. Pot să vă spun confidențial că ține valorile și acțiunile la banca Southern Provincial. Am aflat asta întâmplător, pentru că odată când contul său de la noi din bancă era prea mic, a trimis o scrisoare la Southern Provincial să-i vireze o anumită sumă. Aș putea totuși să vă întreb, domnule Smith, care este motivul acestei anchete? În câteva cuvinte, Smith îi povesti despre crimă. Da, domnul Lyne este clientul nostru. Are un cont destul de însemnat. Nu chiar ca la început, dar, așa cum știți, este cămătar și are mulți bani împrumutați. Smith se uită la ceas. Credeți că aș putea să aranjez o întâlnire cu unul din directorii de la Banca Centrală? Contabilul nu știa nimic precis. Sună să se intereseze, dar află că toți directorii plecară acasă. Dacă domnul Moran nu apare până mâine dimineață, nu o să apare, spuse Smith. În acest caz ar fi bine să discutați cu unul din directori. Cred că n-ar fi trebuit să fi spus nimic nici despre domnul Moran, nici despre clienții noștri. Mă scuzați un moment, vă rog. Se ridică și schimbă câteva cuvinte cu unul din funcționari, după care reveni. Am să vă mai spun totuși, chiar dacă s-ar putea să am neplăceri, că răposatul domn Lyne a scos ieri din bancă 60.000 de lire. Cecul ne-a parvenit azi noapte. Operațiunea s-a efectuat prin Banca Midlands. Nu cunosc prea multe detalii, dar sunt sigur că Banca Centrală o să vă pună la dispoziție toate datele. Când se întoarse la Scotland Yard, Smith găsi un grup de ofițeri în biroul său. Își luau rămas bun de la John Kelly, care se întorcea în SUA cu avionul de la miezul nopții. Îmi pare rău, spuse acesta, aflând de ideea lui Smith. Nimic nu m-ar încânta mai mult decât să lucrez la un caz ca ăsta. Am citit în ziarele de seară. Ați mai aflat ceva? Smith îi povesti de vizita de la bancă, iar americanul clătină gânditor din cap. Ar fi bine să dai de urma lui Arthur Ryan, îl sfătui el. Știu că este în Anglia. O să-ți trimit niște fotografii de ale lui când ajung la Chicago. Treburile astea erau cam stilul lui, de lapidări, de conturi, escrocherii. Nici n-ai fi zis că e în stare de așa ceva. Smith refuză cu părere de rău invitația de la cina de adio. Comisarul șef îl aștepta nerăbdător și grăbit să ajungă acasă. Trebuie să trimitem o descriere a lui Moran, hotărâ acesta după ce termină de discutat, dar trebuie să o facem cât mai discret, să n-avem necazuri. Faptul că ține două puști în dulap nu înseamnă mare lucru. Până și eu știam că este un bun trăgător. Din câte îmi dau seama, la bancă sunt toate în ordine și singurul fapt care l-ar implica în această crimă este scrisoarea bătrânului. O ai la tine? Mary dăduse scrisoarea înapoi detectivului. Șeful lui Smith o examină cu atenție. De ce spune că vrea să o vadă din nou, să-l vadă din nou pe Moran? Se mai întâlnise cu el? Se întreba acesta. Da, acum două zile, dacă e să ne luăm după spusele lui Binney, servitorul din casă, sau cu 2 ani în urmă, conform declarației lui Moran, explică Smith. Cum Moran a afirmat că Smith te duce din cap. Da, exact așa a spus. Cu o noapte înainte de crimă, Allenby l-a întrebat întâmplător de când nu-l mai văzuse pe Lyne. I-a spus că de 2 ani. Allenby este absolut sigur. Ce motiv a avut oare să spună asta și de ce bătrânul Lyne a specificat în scrisoare că Mary Lane se aducă un polițist? Ar fi o singură explicație, și anume că bătrânul a descoperit ceva în legătură cu bancherul și a vrut să-l confrunte, fără să-l amenințe cu poliția. Așa se explică plecarea grăbită a lui Moran, fără acordul șefilor săi. O să discut cu directorii Băncii Centrale, deși sunt mai mult ca sigur că habar n-au că tipul a șters-o. Moran se ocupa de contul bătrânului și dacă s-ar fi întâmplat ceva, ar fi intrat la închisoare. Probabil că singura persoană care n-ar fi putut lămuri era însuși Lyne. Deci moșul este împușcat cu o jumătate de oră înainte ca Moran să părăsească Londra. Ce vreți mai clar?
Smith își continuă investigațiile toată seara și cu un sfert de oră înaintea penultimului spectacol cu piesa Stâncile Destinului, se înființă la teatru. Mike Hennessy plecase distrus acasă după cum încerca să explice regizorul. Își pusese tot sufletul pentru piesa asta, domnule Smith, continuă el, dar Smith îl întrerupse. Nimeni nu poate să se atașeze de o asemenea porcărie, declară detectivul. Nu era pe gustul nimănui. Se îndreptă spre culise către cabina lui Mary. Dick Allenby se afla acolo după cum era de așteptat. Arăta obosită, era clar că moartea bătrânului fusese un mare șoc pentru ea. Da, piesa nu o să se mai joace, dar lucrurile nu sunt chiar așa de dezastroase pe cât se aștepta bietul Mike. A primit cecul până la urmă, așa că a plătit toți artiștii și sper că a rămas și lui ceva, povesti fata. Nu știa nimic în plus despre Harvey Lyne, în schimb când veni vorba despre Leo Moran, deveni brusc foarte vorbăreață. Aminti despre vizita nocturnă a bancherului, ceea ce era o noutate pentru Dick. Bine, draga mea, nu înțeleg, te-a pus să semnezi un transfer de... Ați observat cum se numeau acțiunile? Îl întrerupse Smith. Din păcate nu știa. Smith auzise destule despre afaceri bancare pentru că avusese de-a face cu multe cazuri de acest fel. De aceea bănuia că aparțin unui stoc al unei bănci din străinătate, care în cazul unui transfer solicita semnăturile tuturor acționarilor. Nu-i neobișnuit nimic, zise Smith gânditor. Chiar dacă ar fi fost un posibil cumpărător, bătrânul Lyne n-ar fi scălit transferul dacă n-ar fi fost convins că merita. În noaptea aceea, toate documentele și actele lui Lyne au fost verificate și inventariate, iar locul crimei a fost încercuit și s-a pus un jandarm de pază. Măsura luată s-a dovedit a fi justă după ce, la miezul nopții, s-a primit raportul medicului legist. Lyne fusese ucis de un glonte care a perforat inima venind din spate. Glontele nu se găsise în cadavru, iar Smith ordonă să se verifice grădina metru cu metru. La ora 9 se prezentă la Banca Centrală așteptând să fie primit de unul din directori. După cum își imaginase, Leo Moran nu primise acordul să plece, iar numele său nu prezenta prea multă încredere pentru șefii săi. Era un director foarte capabil și foarte apreciat de clienții săi. Asta e motivul pentru care nu l-am concediat după scandalul cu speculațiile la bursă. N-avem nimic să-i reproșăm în afară de acest act de indisciplină. Deci a șters-o franțuzește, nu? Întrebă Smith. Exact, confirmă directorul. Asta e o abatere foarte gravă. Din câte știu, este la Devonshire. Ceva, cel puțin așa, a spus. Smith zâmbi. Nu e acolo, credeți-mă. A decolat de la Croydon astăzi, ieri după amiază, la 4:20, cu un avion închiriat în direcția Colonii. Acolo îl aștepta alt avion care l-a dus la Berlin și de aici am pierdut urma. Directorul rămase mut de uimire și, din câte observă Smith, se cam albi la față. La Berlin? Nu-i venea să creadă. Detectivul bănuia la ce se gândea bancherul. Sucursala lui Leo Moran manipula fonduri importante, iar atunci când un director o șterge pe furiști, în circumstanțe nu prea clare, e greu de crezut că a plecat cu mâna goală. Nu cred că vor fi probleme, spuse acesta tulburat, în afară de faptul că a jucat la bursă și, sigur, nu se poate ști până unde a mers. Era un om foarte cinstit, cu principii solide. Visa să facă avere, dar numai pe căi legale. Apăsă pe sonerie. În orice caz o să trimit doi dintre cei mai buni inspectori al noștri să-i facă o verificare. Trebuie să-l înlocuim imediat pe domnul Moran. Deși Smith ținea o descriere exactă a bancherului, nu reușise să facă rost de o fotografie. În orice caz, tipul nu era greu de recunoscut. Era aproape chel, deși ar fi putut să-și pună perucă, dacă ar fi avut vreun interes să o facă. Detectivul rămase ca trăznit. Da, o perucă, exact. Își aminti de cele trei peruci găsite în cămăruța din Baines Mews și de domnul Washington Wells, care locuia în Midlands, iar cele 60.000 de lire fusese reextrase cu o zi înainte din contul lui Lyne printr-o filieră a băncii Midland. Ceru și obținu aprobarea să solicite informații exacte referitoare la orice cont de la filiala lui Moran și în armat cu aceasta se prezentă la bancă la contabilul șef. Întâmplător cunosc situația contului domnului Lyne, spuse Smith, pentru că din greșeală, acum câteva zile, bătrânul a scris câteva rânduri pupilei sale pe partea cealaltă a foii care conținea extrasul de cont.
Scoase hârtia din buzunar și o arătă contabilului. O să verific imediat, nu cred însă că sunt trecute cele 60.000 de lire extrase al alteri. Lipsi câtva timp, după care se întoarse în birou și puse hârtia pe masă. Detectivul observă că mai atașase o foaie pe care își notase niște cifre. Ceea ce scrie aici este foarte inexact. Se pare că este datat acum 3 zile, dar nu reprezintă niciun caz situația reală a domnului Lane. Din asta rezultă, de exemplu, că are 200.000 de lire ca depozit bancar, când în realitate suma se ridică la numai 48.700 de lire. Din acest total s-a transferat foarte mult în contul curent și nu au mai rămas în prezent decât 5.000 de lire banghiață. Smith fluieră uluit. Înseamnă că diferența dintre contul real și cel notat pe această foaie este de aproximativ 200.000 de lire. Contabilul îl aprobă. De când am văzut-o, mi-am dat seama că nu e în ordine. Am dat întotdeauna cea mai mare atenție acestui cont și am sugerat de 2 ori până acum domnului Moran să-i scrie lui Harvey Lane în legătură cu balanța financiară defavorabilă. După cum vă spuneam, nu ne prea facem probleme cu banii cămătarilor, pentru că își investesc de obicei sumele lichide în împrumuturi. Dar ce cu aceste conturi? Sunt în ordine, cu excepția acțiunilor Steel Perforbed, în valoare de 30.000 de lire, care au fost vândute acum 4 luni, conform instrucțiunilor domnului Lane. Banii rezultați din tranzacție se află într-un alt cont. Lane v-a trimis cumva o scrisoare de confirmare? Nu mie trebuia să-mi trimită, ci directorului nostru. Dacă s-a primit, o veți găsi în dosarul domnului Moran. Smith continuă. Domnul Moran l-a văzut cumva pe Lane marțea trecută pe la 10 dimineața? Chiar dacă l-o fi văzut, nu mi-a spus nimic. Marțea trecută, spuneți, da, îmi amintesc că a venit pe la ora prânzului pretextând că a fost la o întrunire de afaceri. Apoi spuse pe un ton foarte serios. Domnul Moran este implicat într-o afacere foarte urâtă, nu-i așa? În ceea ce mă privește, eu nu știu nimic și vreau să vă ajut pe cât pot. Vreți să vă prezint contul domnului Lane? În ultimele luni a extras sume foarte mari, în special pe librete de cec la purtător. Cămătarii procedează adesea în felul ăsta, deși este destul de ciudat, pentru că domnul Lane nu obișnuia asta. Se întoarse cu un catalog pe care îl puse la dispoziția lui Smith. Detectivul îl cercetă cu un ochi de expert. Era vorba de sume de 10, 15, 20 de mii de lire operate printr-o bancă din Birmingham. Doar unul singur dintre toate aceste cecuri valoroase a fost trecut pe numele altei persoane, zise funcționarul întorcând pagina și indicând degetul pe beneficiar. Asta s-a întâmplat când domnul Moran a fost plecat în concediu. Smith se uită la foaie și îngălbeni. Era vorba. Secretul cheii de argint, capitolul 15. Pur și simplu nu-i venea să-și creadă ochilor. Puteți să-mi faceți legătura cu această bancă din Birmingham? Se interesă detectivul. Se pare că există o convenție în rețeaua bancară referitor la apelurile telefonice între filiale. Smith reuși să vorbească după câteva momente cu directorul băncii respective, care îi confirmă ceea ce știa. Nu-l cunoștea pe domnul Washington Worth. Îl vizitase odată la hotel, dar până atunci pretextase că se simțea rău și că trebuie să stea la pat cu draperiile trase. Contabilul șef care discutase cu el îi obținuse semnătura și asta era tot. Făcuse un angajament prin care putea să scoată bani lichizi de la 3 sucursale ale băncii, una cu sediul în Londra, alta la Bristol și a treia, la care nu fusese niciodată, la Sheffield. Anunța întotdeauna banca din Birmingham cu 24 de ore înainte să se prezinte cu cecul și cu toate că prin contul său se rulaseră sume foarte mari, nu dispunea de prea mult în acest moment. Indiferent cine ar fi fost cel care dădea aceste petreceri nocturne, era una și aceeași persoană cu omul care beneficiase de mari sume de bani. Scurse din contul lui Harvey Lane, nu era exclus să fie chiar ucigașul acestuia. Trecu pe la Dick, pe care îl găsi lucrând la noul său model și povesti atât cât considera necesar din recentele sale descoperiri. Ești ruda cea mai apropiată și cred că ar trebui să fii informat, îi zise el. Dick rămase înmărmurit când auzi de uriașa sumă de bani care dispăruse. N-ai exclus posibilitatea ca domnul Worth să fie chiar Harvey Lane, nu-i așa?
M-am gândit și la asta, recunosc cu Smith. Faptul că se deplasează într-un cărucior cu rotile e un vechi truc, foarte des folosit până acum. Cecurile erau fără îndoială semnate de el. L-am văzut pe ultimul, de fapt îl am chiar aici. Îl scoase din buzunar și, întorcându-l pe partea cealaltă, observă ce văzuse și mai înainte, o măzgălitură în creion. Era clar că fusese scrisă de mână. Cineva încercase să o șteargă. Cu ajutorul unei lupe, detectivul examină scripția și descoperi ce spunea. Nu mai trimite alte chinezești. Ce dracu mai fi și asta, se enervă Smith. E clar că e scrisul bătrânului. Ce-o fi vrut să spună prin chinezești și ce, la ce anume se referea? Și mai ales, cine e persoana care a încercat să șteargă? Trebuia să-l fi întrebat pe funcționar, dacă n-are alte acțiuni chinezești. Dick luă prânzul cu Mary Lane și povesti tot ce aflase de la Smith. Tocmai îi spunea despre mâzgăleala despre spatele cecului când fata scoase un strigăt de uimire. Dick zâmbi. Știi ceva despre niște acțiuni chinezești? Fata dădu din cap. Mai spune o dată rar, ca să pricep mai bine. Tânărul îi repetă toată povestea în legătură cu contul falsificat și sumele mari de bani de pe cecuri care intraseră probabil în buzunarul lui Washington Wells. Ori de câte ori avea vreo nelămurire, îi cerea fel de fel de explicații pe care Dick nu le putea da oricum. Când termină ce avea de spus, fata oftă și se sprijini pe spătarul scaunului. Ochii îi străluceau ciudat și era foarte agitată. Ai o figură tare misterioasă. Da, așa este, recunosc cu fata. Crezi că știe cine l-a ucis pe bietul bătrân? Da, nu îndrăznesc să-i pronunț numele, dar cred că am dat de un fir, cum ar spune poliția. Vezi, când eram mic, am locuit în casa domnului Lane și sunt unele lucruri pe care nu le-am putut uita niciodată. O să-l anunț pe Smith, începu el. Nu, protestă fata, dacă o să mă faci de râs în fața lui, nu o să ți-o iert niciodată. Probabil că ce cred eu este o prostie. Mai întâi aș vrea să fac cercetări pe cont propriu. A, deci vrei să faci pe detectivul, zise Dick. Apropo, s-a descoperit testamentul bătrânului. Eu sunt moștenitorul lui, dar mi-a impus o mulțime de restricții. De exemplu, dacă mă căsătoresc cu o persoană de altă naționalitate sau de religie, pierd o parte din bani. Sau dacă mă stabilesc în altă țară, dacă nu am grijă de câinele lui, care a murit de 16 ani, dar în general a fost foarte generos. Ție ți-a lăsat aproape 40.000. fără obligația de a achita taxe de succesiune. Da? Era într-adevăr uimită și bucuroasă în același timp că nu-l dezmoștenise pe Dick. Smith află de testament când ajunse la serviciu și îl căută pe Dick după amiază ca să-l felicite. Deoarece ești acum parte interesată, ar fi bine să vii la Scotland iar cât de repede poți. Este aici și contabilul de la bancă și cred că o să-ți spună lucruri foarte interesante. Dick sosi și-l găsi pe contabil cam plictisit de decorul neospitalier al încăperilor de poliție. Stătea incomod pe scaunul tare care îi fusese pus la dispoziție. Pe biroul lui Smith erau câteva foi de hârtie bătute la mașină. Smith le strânse și le oferi lui Dick, arătând cu degetul spre contabil. Aici se află domnul Smith, completă funcționar. Nu mai aveți alt nume cum ar fi Huxley sau Montefiore? Nu, doar Smith, zâmbi contabilul. Da, asta este, mă rog, se resemnă Smith. Majoritatea celor pe care îi cheamă Smith îmi au un al doilea nume, explică el. Deci, prietenul nostru, evita special să-i spună Smith, spune că scrisoarea trimisă domnișoarei Lane, cea bătută la mașină pe extrasul de cont, n-a fost dactilografiată pe o mașină de scris de tipul celor folosite de bănci. De altfel, dânsul a fost foarte amabil și mi-a adus specimene de la toate mașinile de scris folosite de bănci. Nu este totuși mare lucru, fiindcă acum știm foarte bine că Moran este cel care a delapidat fondurile, deci a dactilografiat probabil extrasul de cont la mașina de la el de acasă. Susțineți că nu-i nicio îndoială în legătură cu dactilografierea hârtiei? Îl întrebă în final pe contabil. Nu, nici nu poate fi vorba, susținu funcționarul. Băncile nu folosesc decât o anumită marcă de mașini de scris, menționă o firmă americană, și întrebuințează întotdeauna același fel de bandă tușată, care trebuie să fie obligatoriu neagră.
cea folosită pe pagina trimisă domnișoarei Lane este roșie. Smith nu-și putea aminti să fi văzut vreodată vreo mașină de scris în apartamentul bancherului. După plecarea contabilului, îl însoți pe Dick la locuința lui Moran din Purview Terrace. Descoperirea în cele din urmă o mașină de scris portabilă, de mult scoasă din uz. Dar Smith își aminti de cămăruța din Baines și, luând în considerare faptul că ar fi putut aparține lui Moran, nu era exclus ca aceasta să fie fost la dispoziție și în alte ascunzători secrete. Putea însă la fel de bine să nu fie vorba de Moran. Ai vreo îndoială în privința asta? Îl întrebă Dick. Am o mulțime de îndoieli, spuse Smith. O să mă mai lămuresc după ce o să-l găsesc pe Jerry Dornford. Îți amintești? Când am plecat din Naylor's Crescent și ne îndreptam spre parc să discutăm cu bătrânul Lyne, Dornford a trecut pe lângă noi la volanul unei mașini care făcea un zgomot infernal și, dacă ți-aduce aminte, a încetinit când a ajuns vis-a-vis de locul unde stătea bătrânul. Ei, și, după cum știi, Jerry este în posesia puștii pe care o furase de la tine. Doamne sfinte, doar nu crezi că Dornford este ucigașul. Și de ce nu? Avea toate motivele să o facă. Îi datora bani lui Lyne, iar bătrânul amenințase că îl dă în judecată dacă nu vine cu banii chiar în ziua în care s-a produs crima. Dacă îl cunoști pe Dornford la fel de bine ca mine, atunci trebuie să știi că este groază să nu dea faliment. Se mândrește că ar fi de neam mare, deși taică-su a fost vânzător de cai, iar maică-sa ce să mai discutăm. Falimentul ar implica excluderea sa din toate cluburile pe care le frecventează. Un tip ca ăsta ar face orice să păstreze aparențele. Acum unde o fi? Se întrebă Dick. Asta-ți vrea să aflu și eu, spuse Smith. Noi am fost